Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! La sfârșitul acestei săptămâni, energia lunii aprilie se va schimba odată cu intrarea soarelui în zodia Taurului, marcând o tranziție de la preocupările anterioare legate de problemele materiale către îmbunătățirea condițiilor de viață, îngrijirea corpului și căutarea stabilității. În această perioadă, calmul, stabilitatea emoțională, consecvența și perseverența vor fi considerate calități deosebit de valoroase. Este timpul să ne concentrăm asupra realizărilor pe termen lung, iar succesul va veni doar prin perseverență, efort susținut și rezistență. Taurul va fi în elementul său în această atmosferă, având oportunitatea de a-și atinge obiectivele și de a rezolva problemele mai vechi legate de relații, locuință și achiziții. Pentru Fecioare și Capricorni, intensitatea emoțională din lunile anterioare va fi înlocuită cu acțiuni mai planificate și mai calme, oferindu-le posibilitatea de a respira puțin. În schimb, Scorpionii și Berbecii ar putea simți lipsa pasiunilor intense și a emoțiilor puternice, fiind nevoiți să se adapteze la ritmul mai lent al perioadei. Gemenii, Balanțele și Vărsătorii vor simți o stabilitate crescută în aspectele materiale ale vieților, ceea ce le va oferi încredere în viitor. În timp ce Leii și Săgetătorii ar putea fi atrași de activități mai puțin obișnuite și mai responsabile, Racii și Peștii vor putea să-și organizeze mai bine programul de lucru, având timp să se bucure de relaxare și să se dedice pasiunilor lor. Pentru oamenii de afaceri, tranzitul soarelui prin zodia Taurului aduce perspective îmbunătățite în sectorul financiar și oportunității de a consolida stabilitatea financiară a companiilor lor. Este o perioadă potrivită pentru a investi în viitor și pentru a crea o rezervă de siguranță pentru vremurile mai puțin favorabile. Aspectele favorabile, cum ar fi sextilele armonioase ale lui Marte cu Uranus și Jupiter, vor deschide uși pentru mulți nativi ai zodiacului, îndrumându-i spre noi direcții în viață, atât în carieră, cât și în pasiunile personale. Scorpionii și Berbecii se vor bucura de oportunități neobișnuite de a-și manifesta talentele și abilitățile. Primii pot să-și transforme radical destinul, în timp ce cei din urmă ar putea să-și îmbunătățească pozițiile în cadrul locului de muncă. Pentru Capricornii și Vărsători, această perioadă va fi marcată de impresii neobișnuite și de o sursă nouă de inspirație și energie pentru a atinge noi realizări. Săgetătorii și Peștii vor avea șansa de a-și demonstra cunoștințele și experiența în fața publicului. În particular, Săgetătorul ar putea deveni mai popular în sfera publică, în timp ce Peștii vor prelua inițiativa în domeniul profesional, făcându-se remarcați de colegi sau de concurenții lor. Racii vor găsi oportunități de a-și consolida influența în domeniul afacerilor, fiind capabili să gestioneze cu succes provocările și intrigile din mediul concurențial și să-și promoveze interesele. În schimb, Taurul și Fecioara ar putea resimți unele dificultăți și disconfort, fiind nevoiți să depună eforturi suplimentare pentru a-și menține echilibrul emoțional în fața schimbărilor din jur. Conjuncția dintre Jupiter și Uranus, care va avea loc duminică, va aduce un val de idei inspirate și oportunități care ar putea să redefinească destinul și viitorul apropiat al multor persoane. Acest aspect astral va oferi șansa nativilor din zodiac de a atinge un nou nivel de conștientizare și înțelegere a lumii din jurul lor. Unii vor putea să profite de coincidențe fericite care vor marca începutul unor transformări semnificative în viața lor. Săgetătorii, Racii, Vărsătorii, Peștii și Scorpionii vor fi în fața unor decizii fundamentale legate de existența lor, de obiectivele pe care și le propun și de perspectivele lor de viitor. Pentru aceștia, momentul va fi propice pentru a începe o nouă etapă în viață, pentru a-și regândi vechile obiceiuri și pentru a scăpa de constrângerile și stereotipurile care îi țin pe loc. Taurul, Fecioara și Capricornul vor fi puși în fața unor alegeri importante, fiind nevoiți să ia decizii care vor avea un impact semnificativ asupra vieților.
În același timp, berbecișile ar putea decide să-și schimbe locurile de muncă sau domeniile de activitate, în căutarea unei mai bune împliniri personale și profesionale. Gemenii și balanțele vor simți impulsul de a iniția schimbări în viața lor personală și în relațiile cu partenerii, căutând un echilibru mai bun și o mai mare armonie în viață. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!